Bună ziua, domnilor și domnilor! Bun găsit la regiunea în obiectiv. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este din nou gazda generoasă a Congresului Anual al Asociației Veterinare Egvine din România. Se pare că anul acesta reuniunea împlinește un deceniu de sesiuni și lucrări științifice dedicate medicilor veterinari specializați în studiul ecvinelor. Când și unde se organizează acest congres, dar și care vor fi temele de discuție, aflăm în doar câteva momente. În partea a doua emisiunii discutăm despre controlele făcute de către reprezentanții de la protecția consumatorului. Mai multe localuri cu pretenții din Cluj-Napoca se pare că au fost închise de către protecția consumatorilor din cauza mai multor nereguli, inclusiv produse și preparate expirate. Au fost date sancțiuni cuprinse între 30.000 și 80.000 de lei. Care au fost mai concret neregulile găsite, dar și care sunt principalele de fapt avute în vedere la un astfel de control aflăm în partea a doua a emisiunii și tot astăzi vă aducem câteva informații despre un eveniment așteptat la Cluj, este vorba despre o lansare de carte etnoroman Fata cu Cobza colega noastră, jurnalistul Stella Botez se află la Cluj pentru acest eveniment, pentru această lansare de carte aflăm mai multe detalii în doar câteva momente acum însă ne întoarcem și discutăm despre congresul Asociației Veterinare care vine din România alături de mine pentru a discuta despre această um, reuniune, să-i spunem. Se află și domnul Cristian Crecană, șef de lucrări în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și tot alături de noi se află Mirela Rus, trezorier în cadrul acestei asociații. De asemenea, bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag, abia așteptăm să ne spuneți până la urmă despre ce este vorba ce așteptări aveți de la acest eveniment, dar până una alta am vrea să cunoaștem mai bine această asociație, pentru că dacă nu mă înșel, dar o să-mi spuneți tot dumneavoastră, este singura asociație de profil din țară. Ce este așadar această asociație? Când a fost ea înființată? Deci, Visul Aver s-a născut acum 10 ani, împreună cu profesorul Ian Comorar și tot colectivul din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Este singura asociație de profil pe specializarea în direcția cabalinelor și a medicinii pentru cai. Noi am organizat în timpul acestor 10 ani de activitate workshop respectiv, congresele anuale dedicate medicilor veterinari, practicieni, în principal celor care sunt specializați pe cabaline, dar și colegii care au activitate pe această specie au participat la evenimentele noastre, încercând să ridicăm profilul și să ridicăm nivelul profesional din cadrul țării noastre. Asociația noastră este parte a VEVA, World Equine Associations, respectiv FEVA, Federație a Asociațiilor de Profil din Europa, cu care avem o colaborare foarte bună și ne bazăm pe experiența lor, pe specialiștii pe care ni pot uh, furniza și ne pot ajuta pentru a dezvolta această ramură în țara noastră. Câți membri numără această asociație? Momentan asociația noastră are 150-160 de membri, variabil în funcție de cum își plătesc cotizațiile și numărul lor crește de la an la an. Și dincolo de aceste cursuri, să le spunem, pe care le organizați, în ideea de a aduce toate noutățile la zi și de a ajuta pe medicii veterinari să fie puși la punct cu tot ceea ce înseamnă această profesie, nu știu, acoperiți și nevoile cerute, să spunem, de către toți cei din țară, fiind, iată, singura asociație uh, de. profil? Da, pentru că noi încercăm să ne schimbăm tematica de la an la an, să facem cât mai felurite prezentări, astfel încât să acoperim nevoile colegilor, cum de altfel avem o relație foarte bună și cu proprietarii crescătorii de cai, pentru că în cadrul congresului nostru noi avem un stream special lor, dedicat cu informații legate de management, de întreținere, lucruri care le sunt esențiale lor în stabilirea parteneriatului și a relației asociației cu proprietari, respectiv a medicilor veterinari cu clienții lor. Deoarece medicul de cal nu există fără proprietarul de cal, și nici proprietarul de cal fără medic. Așa este, este o simbioză de care sigur, e, e nevoie și e obligația de... noastră să o nutrim. Așa de, de altă mă parte, rog. dacă îmi dați voie să menționez, de anul trecut am înființat și divizia Avery Young. Este o divizie dedicată tinerilor medici veterinari, respectiv astăzi, pentru studenții din facultățile de medicină veterinară din toată țara. Organizăm separat evenimente doar pentru ei, cum este vet ul Aver, pe care deja îl organizăm în fiecare vară, dar de asemenea și ei sunt invitații noștri la toate celelalte manifestări științifice. Să știți că multă lume crede că un medic veterinar trebuie să știe de toate. Iată că sunt medici veterinari, înțeleg, specializați doar pe acest segment. Bineînțeles. Cerințele pieței fac acest lucru. La noi în țară, până acum, din păcate, oamenii considerau că e suficient să știi câte un pic din toate. Dar patologia, valoarea cailor pe care noi o avem în țară, proprietarii ne cer acest lucru. Trebuie să ne specializăm astfel încât să ajungem inclusiv numai pe o anumită patologie să avem specialist, nu neapărat pe equine. Asta e o specializare generală, medic de cal, cum s-ar zice, dar avem colegi care sunt specializați mai mult pe ortopedie sau numai pe patologia căilor respiratorii ori pe probleme metabolice, pe medicină sportivă. Ei urmăm calea celor din medicina umană, în fericire. Aș vrea să facem un pic, nu știu dacă distinție, dar cel puțin o paralelă între proprietarii de cai și crescătorii de cai. Pentru că, sigur, ne urmăresc foarte mulți cetățenii, poate unii dintre dumnealor chiar doresc să devină proprietari unui cal, un, un animal atât de frumos, dar trebuie să cunoască multe lucruri până a face acest demers. Pe de altă parte, crescătorii de cai au o responsabilitate și mai mare și bănuiesc că există un cadru da, în jurul căruia trebuie să se, să se miște ei pentru a fi în deplină legalitate. Bineînțeles. Acum, din punct de vedere juridic, asta decide fiecare cum își achiziționează calul și cum îl ține. Bineînțeles că crescătorii de cai sunt o ramură mai largă a acestei categorii și ei se ocupă în principal de au o activitate mai largă, îi produc cai, îi antrenează, îi valorifică, asta este sursa lor de, de, existență în principiu. Atât timp cât proprietar de cal, poate să fie orice persoană care iubește calul, nu e neapărat crescător de cai de sport sau proprietar de cal de sport, poate să aibă un cal de rasă comună care să fie de foarte mare calitate în ceea ce privește munca pe care el o face. Și deci serviciul nu există său. niște condiții speciale pe care trebuie să ne îndeplinească o persoană care dorește să-și achiziționeze un cal. A, singura condiție este să dispună de resurse financiare să-l întrețină, pentru că a cumpăra un cal nu este un lucru foarte greu, în schimb de a-l întreține din punct de vedere medical, a managementului grajdului, a harnașamentelor și așa mai departe. Deja sunt niște costuri care nu sunt la îndemâna oricui. Deci dumneavoastră prin această asociație încercați cumva să-i și educați păi, da? pe proprietarii a, de cai, da. respectiv pe încerc crescători. Încercăm să-i educăm, încercăm să stabilim acea conexiune normală în lumea calului din afară între medicul de, de, specializat pe cal, medicul de cal respectiv proprietarul crescătorul și așa mai departe ne face nouă mult mai lesne munca pentru că luăm mai mult timp mai puțin timp să le explicăm de ce și cum facem anumite manopere la un moment dat ei le cer și le iau ca și firești dacă până acum cât, câțiva ani de parazitare care este o manoperă de bază în, în, în întreținerea cailor era considerat un lux, acum proprietarii o cer, tocmai prin continua educație. Aveți un oarecare control asupra ceea ce înseamnă, să spunem, această ramură, în sensul în care știți foarte bine că se întâmplă și cazuri în care caii sunt exploatați mai mult decât ar trebui. Puteți, dumneavoastră ca și asociație, să luați anumite măsuri dacă constatați astfel da, de prin cazuri? Prin statutul nostru ne avem ca și obiectiv și uh, urmărirea bunăstării cailor și încercăm prin... Continua educare pe care noi o, o facem, să îi conștientizăm pe oameni de limitele uh, acestor animale și de modul în care ei ar trebui să le exploateze, să, să trăiască într-o comuniune cu ele. Oricum, ne-ați făcut curioși uh, în legătură cu discuțiile pe care le purtați, iat, în cadrul unui astfel de uh, congres. Spuneți-ne mai multe despre cel uh, de la Cluj Napoca, care înțeleg că e bate la ușă cumva. Din fericire, da. De mâine deja începem cu un workshop destinat ortopediei echine și medicinei sportive, unde avem doi invitați de marcă, pe profesorul Michael Schram de la Facultatea din Lyon și pe profesorul Roger Smith de la Royal Veterinary College. Sunt doi specialiști în medicină sportivă, respectiv ortopedie, și cu ei vom face un workshop internațional destinat ecografiei uh, uh, membrelor la cabaline. Cum reușiți să-i aduceți pe acest speaker internațional la aceste congrese. Că bănuiesc că trebuie să păstrați anumite legături, interesul să fie cumva comun. Da, pentru că noi participăm la rândul nostru la congrese internaționale, unde bineînțeles că facem conexiunea și legăturile. Cu Lyon, facultatea și universitatea noastră are o, pot să zic o, o relație de 10 de ani prin care pe care ne străduim să o întreținem întotdeauna cu tot ceea ce putem și ei cu mare drag participă la evenimentele noastre pentru că Clujul, România și, bineînțeles, USAMV-ul în oarește măsură și-au creat un brand și ei participă cu drag la evenimentele noastre. V-am întreruptă puțin, mi-ați spus de ziua de mâine și de speakerii care vor vorbi mâine, dar v-aș ruga să ne continuați și cu celelalte două zile. Înțeleg că sunt niște teme specifice pe zile, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc și care doresc să participe, dar ne spuneți și cine poate participa. Da, păi uh, Congresul de anul acesta are trei segmente. Una destinată uh, ortopediei, cuine prin cei doi speakeri de la Workshop care vor participa și la Congres, și avem și medicina, uh, uh, medicina internă, nu areaște măsură, prin nutriție și metabolism la proprietare, respectiv uh, colegii de la uh, Divizia de Reproducție, poate că Mirela, poate să vă ofere alte multe detalii despre speakerii de la uh, segmentul Reproducție. Chiar vă rog, da. vă rog. Avem doi invitați speciali pe departamentul de reproducție. De altfel, sunt tată și fică, iar fica este absolventă de medicină veterinară la noi la Cluj. În Franța ei au atât o clinică specializată pe reproducție, dar nu numai, fac și medicină internă și ortop ortopedie, dar uh, în termen de reproducție uh, au o clinică specializată în acest domeniu și de asemenea sunt crescători de cai. Deci cei doi vor veni și uh, au câteva prezentări foarte interesante, atât pentru proprietari, cât și pentru medicii veterinari. Da, foarte interesant. ne a spus cine poate participa efectiv. E clar că medicii veterinari sunt primii interesați și crescătorii de cai, cei care sunt proprietari de cai, dar poate din gura dumneavoastră sună cumva mai, da, obligatoriu. Noi, noi așteptăm la evenimentul nostru toți, toate persoanele care sunt interesate din lumea calului pentru că nu trebuie să fii neapărat crescător. Poți să fii și călăreț sau antrenor ca să participi la evenimentul nostru. Informațiile sunt, sunt mai vaste și de utilitate pentru toată lumea și pe lângă asta nu trebuie să uităm de faptul că conexiunile, relațiile de prietenie, colaborările care rezultă în urma, în urma unui asemenea eveniment sunt foarte importante pentru noi toți. Am putea să facem comparații, să spunem, și cu anii trecuți. Înțeleg că împliniți un deceniu de când organizați acest congres. Oare care ar fi principalele diferențe sau, nu știu, puncte în plus sau în minus dintre cel organizat acum, anul acesta, și primul pe care l-ați organizat? Păi, bineînțeles că totdeauna începuturile sunt uh, grele, dar am avut susținere din totdeauna. Uh, numărul participanților, temele respectiv... Uh, Valoarea prezentărilor pe care acum o avem la Congres, bineînțeles că nu a fost în, în, în primul, deoarece ne-am luat-o treptat cu continua educare și avem colegi care au participat la fiecare eveniment pe parcursul celor 10 ani și efectiv îi, îi văd cum ori crescut ei în propria lor afacere, în munca lor, în modul în care purtăm discuțiile după un deceniu de continuă educație. Da, v-ați gândit să faceți acest eveniment, să spunem, și în alt oraș. Acum înțeleg, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este emblematică, să spunem, din acest punct de vedere. Orașul Cluj-Napoca iarăși este foarte ofertant atunci când vine vorba de organizări de evenimente și congrese de acest fel, dar Bănuiesc că, evoluând de la an la an, vă gândiți să extindeți tot ceea da, ce înseamnă, noi întâmplă. Noi extindem. În principiu, Congresul anual va rămâne prin tradiție la Cluj dacă nu vom mai avea suficient spațiu, nu să mai avem încă o altă locație, dar asociația s-a născut la Cluj și consider că ea trebuie să-și desfășoare activitatea aici, dar avem și streamuri în cadrul altor congrese. De exemplu, în fiecare an noi avem un parteneriat cu, asocia, cu Anva, cu Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie și în cadrul acestei asociații noi avem un stream de două, trei zile, în care de asemenea noi ne ocupăm de organizarea și prezentarea uh, lecturilor de acolo. Doamna Rus, sunteți implicată în tot ceea ce înseamnă organizarea acestui uh, congres? Nu știu, păstrați legătura cu cei care vor veni, ne puteți da niște date uh, câte persoane așteptați uh, sau cum, cum s-a întâmplat efectiv uh, ca persoanele interesate să ajungă uh, la dumneavoastră și chiar să poată participa la acest congres. Sigur, noi am început organizarea acestui congres, bineînțeles, de anul trecut, când am luat legătura cu invitații noștri, cu speakerii din timp, pentru ca să putem să organizăm, după care am început să promovăm prin diverse mijloace, mai mult online, dar avem și bază de date a membrilor, ne sprijină și Colegiul Medicilor Veterinari din Cluj, care au transmis și ei la fel membrilor invitația noastră. Procedăm cu uh, înscrierea, atât uh, printr-un formular online, dar și pe e-mail, cu uh, uh, plata uh, contravalorii difer diferitelor tarife și confirmarea în urma achitării acestor taxe. Uh, în momentul de față avem undeva la 150 de persoane înscrise, însă mai așteptăm și în ziua Congresului. Și dacă vorbim de tarife, ele unde se situează? Tarifele pentru participare, bănuiesc? Uh, Diferă. Bineînțeles că există reduceri mari pentru membrii asociației, poate chiar mai bine de 50% este redus tariful. Da. Pentru a deveni membru al asociației se plătește o taxă, care în cuantumul a 100 de lei. Cotizația anuală este 120 de lei pe zi, iar taxa de Congres, care include, bineînțeles, și protocolul, prânzurile și pauzele de cafea, este 300 de lei. Costurile nu sunt extrem de mari. Aș menționa că uh, infrastructura usamv ului ne ajută extrem de mult. Uh, probabil că ăsta este și unul dintre principalele motive pentru care continuăm să organizăm la Cluj. Deci sunt săli uh, de conferință foarte bine echipate și pregătite pentru astfel de evenimente. Și sunteți uh, și sprijiniți în acest sens. Da. Sigur. Uh, dacă vă uitați pe lista aceasta a înscrierilor, vin uh, persoane de peste tot din țară sau aveți cu pregădere, și nu știu, numai. o zonă anume. Și nu numai. Și nu numai. Avem uh, invitații care vin din Grecia, din, din uh, Suedia. Bulgaria, Suedia. Foarte Germania. mulți din Ungaria, bineînțeles, uh, invitați pentru că e foarte aproape de noi. Și bineînțeles, traduceți. Da, o da. tot ce înseamnă. Areți traducere simultană Congresul. Foarte interesant. Domnule Crecan, ce așteptări aveți, să spunem, de la Congresul ce se organizează acum? Numai mâine, nu-i mâine, știți <sus> vorba aia. Ce așteptări aveți și poate și mai departe de asta, ce intenționați să faceți mai departe cu asociația? Nu știu, cereți mai mult sprijin din partea celor interesați pentru a o duce la un alt nivel, tot ce înseamnă activitatea asociației? Totdeauna ne dorim mai mult. Aceasta a fost deviza pe care am avut-o din primul an și am încercat să îmbunătățim de la an la an atât infrastructura cât și logistica și membrii și calitatea prezentărilor. Deci, bineînțeles că noi ne dorim să ajungem la un număr mai mare de membri interesați, cărora să trăiască să le pregătim prezentări mult mai specializate, mai țintite pe temele care îi interesează. Bineînțeles că asta nu o putem face doar prin aflux de personal tânăr de studenți, de oameni, de aceea am și creat această divizie tânără a Verului, a Veriangu, care se ocupă de nu neapărat de recrutare, ci de promovarea în rândul tinerilor și continua educare. USAMV și uh, Facultatea de Medicină Veterinară are două linii străine de educație și uh, cererile pe care le au Că proprietarii de cai sau crescătorii de cai pe piața muncii, pe care unde se vor plasa acești studenți, o să îi oblige să cunoască, să aibă mai multe informații în acest domeniu. De aceea, noi ne străduim să îi primim și pe ei, să i educăm. Dar există interes în această da. zonă? Știți că se tot discută despre tineretul din ziua de azi, despre nu știu, domeniile înspre care ei se îndreaptă. Iată, medicina veterinară este un domeniu foarte interesant, dar nu știu în ce măsură chiar există interes și din momentul în care ajung, de exemplu, să studieze acest domeniu, Până uh, al duce la bun sfârșit, dacă vorbim de același număr de studenți. Să știți că interesul lor este foarte mare în ceea ce privește. Ei gândiți-vă că vin și stau într-o țară străină, plătesc o sumă de bani ca să poată învăța și își doresc să acumuleze cât mai multe informații, astfel încât în momentul în care absolvă facultatea să poată să se plaseze pe un loc de muncă bine plătit și să-și continue dezvoltarea personală. Ce înseamnă evoluția tehnologiei în acest domeniu? Îmi spuneați de aceste teme. Eu am cumva programul în față, și să știți că sunt foarte impresionată de tot ceea ce înseamnă abordare, teme de discuție, adică sunt foarte focusate și individualizate cumva temele și bănuiesc că evoluția tehnologiei vă ajută în acest sens, dar trebuie în același timp ca dumneavoastră să vă updatați. Să Bineînțeles, noi ne updatăm și se updatează și colegii din teren. Dacă acum 10 ani un workshop de ortopedie se limita la anumite blocaje și un examen clinic, ceea ce putem vedea și simți în momentul de față nu este de ajuns. Atunci am, am trecut la ecografie cu aparate, de, uh, aparate performante, la radiologie cu aparate performante, pentru că ei își achiziționează și au nevoie să fie instruiți în această direcție. Da, este foarte, foarte interesant. Pe finalul discuției V-aș întreba dacă tot ceea ce faceți astăzi a plecat dintr-o uh, pasiune, de o dragoste de animale și în special acest uh, animal atât de frumos și dacă este costisitor uh, să... Deții un astfel de animal, pentru că, repet, iarăși ne privesc că, uh, foarte mulți oameni care iubesc animalele, poate cai cu pregădere, dar se gândește și la acest aspect. Da, uh, să deții un cal, uh, într-adevăr, este un lux în momentul de față, dar oriunde în lume, deținerea unui asemenea animal costă. Poate mai mult în cluj, mai puțin pe la periferie, pentru că uh, costurile sunt diferite, dar oriunde costă. Iar când vorbim de crescătorii de cai, acolo, sigur, sunt, acolo alte, aspecte. sunt alte aspecte care sunt, uh, sunt deja legate de business și nu neapărat de pasiune. Dar există și uh, portița aceasta cu fondurile europene, de exemplu? Există, pentru că sunt uh, o multitudine de modalități de accesare a fondurilor europene, de dezvoltare și așa mai departe. Sunt, bineînțeles, mai ales pe partea de turism, de questru. Da, eu vă mulțumesc mult pentru prezență și vă doresc mult succes. Suntem foarte curioși, dar cu siguranță vom afla mai multe detalii după ce acest congres va fi, să spunem așa, iarăși un punct de reper, iarăși o tradiție pe care dumneavoastră o bifați și anul acesta. Pe final un mesaj către cei care ar dori în continuare să să vină acolo. Da. Um mai mult decât faptul că îi așteptăm cu drag și că am pus la punct până în cele mai mici detalii organizarea, inclusiv cu un eveniment social, cu cina festivă în fiecare an și îi așteptăm Iată, un mesaj mai mult decât ofertant, să spunem. Vă mulțumesc mult pentru o prezență mulțumim, și mult frumos, succes. Și Doamnelor și domnilor, vă spuneam dumneavoastră mai devreme că vă dăm informații și despre un eveniment foarte interesant ce are loc astăzi în Cluj. Este vorba despre o lansare de carte. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii pentru că se va ocupa de acest aspect colega mea, Andreea Costin, care se află, bineînțeles, alături de invitat specială de astăzi e colega noastră jurnalista Stella Botez. Andreea, spune-ne mai multe. Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, o am alături de mine pe artista Stela Botez, care e alături de noi la Cluj. Bună, Stela, bine ai venit la Cluj! Bună, bine v-am găsit și sunt onorată și fericită să mă aflu, iată, iarăși, nu știu a câta oară, dar prima oară la TV Cluj și mă bucur tare mult. Te las pe tine să ne dezvălui de ce ai venit astăzi în orașul nostru. Spuneam că am venit de mai multe ori și orașul mi este drag sufletului. Clujul are mulți oameni care mi sunt prieteni și atunci nu puteam să nu uh, uh, fac o acțiune în paralel cu Chișinăul și la Cluj. Și mă refer aici la uh, faptul că lansez această carte Etnoroman Fată cu Cobza, care este Te rog să ții uh, să și vadă toată lumea. Da, este o carte care uh, îmbină frumos dragostea cu uh, folclorul, cu uh, cercetarea etnografică și etnofolclorică despre zona mea uh, de Baștină, zona din sudul Basarabiei, ținutul Codrii Tigheciului. Da, am văzut că e un etno-roman. Detaliază ne puțin, explică-ne. Este un etnoroman anume prin prisma acestei cercetări despre zona etnografică de unde vin eu ca și interpretă de muzică populară și este un roman pentru că în carte um, are loc o poveste de dragoste cu personaje cu um, acțiuni cu um, tot felul de intrigi și multe informații. Uh, cineva spune că este și o carte educativă, și atunci dacă oamenii citind uh, o poveste de dragoste vor afla câte ceva despre uh, zona de sud a Moldovei, atunci eu o să mă simt fericită. Ori eu sunt promotoarea folclorului și am decis că eh, fac asta și prin pasiunea pentru scris, nu doar prin dragostea pentru muzică, pentru folclor, pentru eh, dans popular, de ce nu, pentru tot ce înseamnă tradițional. Deci să înțelegă, cumva ai dorit ca folclorul să devină mai accesibil și pentru cei care nu sunt avizați. Exact, ori eh, ar fi fost foarte puțin dacă aș fi editat o carte pur științifică. Și atunci m-am gândit că această informație ar merita să ajungă la un public mai larg, iar pentru a lărgi acest spectru de cititori, am născocit, ca să spun așa, și poveste de dragoste dintre Ion, Ioana și al treilea personaj, fiind Bunica Maria, care este un personaj foarte important, cea care, de fapt, povestește și tâcluiește tot ce înseamnă istorie, tradiție, folclor, costum popular, caracteristicile codrenilor tâghiceni, modul de viață și tot ceea ce îi caracterizează. Cum te-ai apucat să, să scrii? Cânta, ai asta știu că ești interpretată da. de muzica populară Și de unde pasiunea pentru scris? Din totdeauna Mi-a plăcut să semnez Ceea ce fac Și unele dintre textele Pe care le cânt sunt la fel scrise de mine Am avut predilecție pentru poezie Pentru a scrie Încă de la, din copilărie, încă de la școală Îmi plăcea să, să scriu Și atunci această pasiunea mea S-a dezvoltat printr-un blog pe care Pe care l-am avut timp de 2 ani de zile, un blog în care scriam articole despre tot ce înseamnă tradiție, folclor, interpreți de muzică populară. Și feedback-ul care era la acest blog? A fost unul frumos, unul pozitiv, dar unul care și-a încheiat activitatea pentru că eu mi-am dorit să fac și altceva. Și asta a fost jurnalismul, asta a fost matinalii și aici am devenit colegi. Iar atunci când am decis că scrisul este o pasiune mult pronunțată pentru mine, m-am gândit să cresc această uh, uh, pasiune. Ca adică spune. era păcat să irosești da. darul acesta. Da, și era, ar fi fost păcat dacă nu uh, aș fi uh, adus în fața publicului cunoștințele mele despre o zonă folclorică care merită promovată. Uh, și dacă tot știu să scriu și îmi place... Și asta este foarte important, trebuie să placă. Dacă tot îmi place să scriu, de ce să nu o fac? Și atunci, uite, așa s-a născut această cărțulie etnoroman Fata cu Copza. Și spune celor care le place să citească unde va avea loc lansarea, unde te văd astăzi, unde pot achiziționa cartea și, pe urmă, să o citească acasă liniștit. Cu siguranță, astăzi, la ora 19, îi aștept pe toți cei care ne privesc la lansare, iar detalii despre locație vor afla pe pagina de Facebook, pentru că este o locație comercială și nu trebuie să-i dau nume. De aceea, găsiți informațiile necesare pe Facebook și vă aștept cu drag. Acolo vom cânta folclor. Eu voi cânta cu copza și cu vocea, bineînțeles. Veți asculta folclor din zona Basarabiei. Folclor de la mine de ca și nu numai, pentru că Basarabia este un petic de pământ, chiar dacă are mici diferențe între sud, nord și centru. Și, bineînțeles, voi povesti și despre carte și veți avea posibilitatea să o uh, răsfoiți pe loc și dacă o să vă placă, bineînțeles, să intrați și în posesia acestei cărți. Pentru că am alături de mine Fata cu Cobză, vă propun să o și ascultați cântând o melodie specială la acest instrument extraordinar. Îți mulțumesc, Stella, pentru toate te informațiile și te rog să ne oferi un cântec. Hai să vă cânt mai când îi pleca. Frumoasă și talentată ești, draga noastră colegă Stella Boteste. Felicităm pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim și ție, Andreea, pentru această intervenție. Noi mergem mai departe. Încercăm să aflăm care este situația în acest moment în legătură cu isteria care s-a creat bineînțeles în prin prisma acestui coronavirus. După confirmarea primului caz de coronavirus în România, se iau în continuare măsuri de prevenire în județul Cluj. Sunt amenajate locuri suplimentare de carantină, iar astăzi au ajuns în Cluj-Napoca testele pentru determinarea coronavirusului. În același timp, specialiștii spun că în România totuși va exista doar un focar limitat de îmbolnăviri. Urmărim un material după care ne reîntoarcem în platou. Cei nouă pacienți au întors recent din zonele din Italia unde au fost semnalate cazuri de infectare cu coronavirus. Ei au prezentat simptome la câteva zile de la întoarcere. Acești nouă pacienți sunt spitalizați în serviciul nostru deoarece în ultimele zile, respectiv începând de duminică, deoarece s-au întors într adevăr în ultimele 14 zile din regiunile care au fost declarate cu risc din nordul Italiei. Două dintre aceste persoane au fost negative pentru testele de coronavirus care s-au efectuat la București, iar pentru restul se trimit astăzi probe pentru uh, verificare tot la București. Probele prelevate de la pacienți sunt transmise la Institutul Matei Balci din București pentru că în Cluj-Napoca încă nu au ajuns chiturile de testare comandate. Potrivit reprezentanților Spitalului de boli infecțioase, în cazul în care va fi nevoie de mai multe locuri pentru izolare, vor fi pregătite spații și în alte secții. Actualmente este pregătită o secție pe care sunt și uh, spitalizați acești pacienți. Este o secție separată pe care s-au primit doar aceste cazuri, în cazul în care va fi nevoie și alte secții vor fi pregătite pentru izolarea lor. Pe lângă măsurile care au fost luate la aeroport, în județul Cluj se amenajează și spații suplimentare de carantină. S-a instituit un flux separat pentru pasagerii care vin din aceste zone. Sunt cele trei zboruri Bergamo, Trevizo și Bolonia care sunt garate într-o zonă separată a aeroportului. Pasagerii sunt dirijați către terminalul vechi aerogara veche, aeroportul internațional Cluj-Napoca, unde se realizează evaluarea medicală. Am identificat la nivelul județului Cluj șase locații care pot primi un număr total de 197 de uh, persoane uh, care trebuie să fie carantinate, care respectă toate procedurile medicale și condițiile impuse de uh, astfel de, de situații. Unul dintre spațiile care se amenajează în acest sens este la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, iar altul la Clinica de Medicina Muncii. Celelalte locații vor fi anunțate ulterior. Da, vom discuta noi și despre această isterie care s-a creat și în jurul măștilor de protecție și în jurul alimentelor pe care oamenii încep să și le achiziționeze în condițiile în care, deocamdată, avem un singur caz de coronavirus diagnosticat. Dar, până atunci, vă spuneam că mai multe localuri cu pretenții din Cluj-Napoca au fost închise de protecția consumatorilor din cauza mai multor nereguli descoperite, inclusiv produse și preparate expirate. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul comisar Lucian Rus, purtător de cuvânt al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj. Bună ziua, bine ați venit! Să rămână bine v-am găsit! Ce-ați făcut, domnul Rus? Ați închis restaurantele din Cluj? Doamne, ne-am făcut treaba și ne-am făcut-o bine. Și o să o facem bine în continuare. Deci, exact cum declaram un alt post de televiziune, am terminat anul în forță, îl începem în forță. Deci nu putem sta deoparte în situația în care este pus în pericol viața și sănătatea și interesele, interesele economice ale consumatorilor. Când ați început aceste acțiuni? Aceste acțiuni au fost demarate odată cu instrumentarea 5 reclamații care vizau 5 locații diferite. Majoritatea se refereau la calitatea produselor preparatelor pe care domnilor au încercat să le consume, dar nu au reușit datorită faptului că nu erau conforme. Cel puțin asta era uh, partea aferentă reclamației și, bineînțeles, în urma lor, conform procedurii cadru privind soluționarea petițiilor, am demarat acțiunea de verificare a acestor cinci locații și în urma neregulilor pe care le-am identificat cu ocazia controlelor, Comisarul șef al uh, Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Regiunea norvest Cluj a dispus un control la nivel regional. Deci în toate cele șase județe care aparțin de Comisariatul Regional să verificăm aceste unități de alimentație publică. Pentru conform competențelor care ne revin instituției noastre. Deci nu avem altă treabă cu alte instituții. Fiecare își face treaba pentru care este uh, împuternicit, ca să spun așa, până la urmă. De fapt... Uh, conform prevederilor legale în baza cărora ne desfășurăm activitatea. Observ niște ghilimele acolo în exprimarea dumneavoastră, nu știu, ați fost, să spunem, certați, între ghilimele spus, pentru nu, că ați procedat inopinat? Nu, 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 nu. Nu n are cine să ne certe, Doamnă. N-are -are cine să ne certe. Chiar discutam la un moment dat că. Mă rog, am fost felicitați în, cu ghilimelele de rigoare că am avut curajul să ajungem în tot felul de locații și am spus că pentru noi nu există locație X sau locația Y. Deci pentru noi există unitate de alimentație publică în care clujenii sau, mă rog, cei care ne vizitează orașul și județul au această posibilitate de a apela la serviciile lor. Ori, aceste servicii trebuie să fie conforme cu prevederile legale, iar consumatorii să fie în siguranță, atât timp cât consumă aceste produse, și după aia, bineînțeles că evenimentele se întâmplă după ce au consumat uh, produsele și preparatele respective. Domnule Rus, ca să înțelegem mai bine din punct de vedere procedural, dumneavoastră vă prezentați uh, la un astfel de control în urma unor reclamații sau puteți să vă autosesizați? Deci sunt trei, <coughs> sunt trei căi. Uh, prima este uh, controlul pe care îl avem, uh, oficial, ca să-l spunem așa, uh, demarat ca și tematică la nivel național sau ca și tematică la nivel regional. Cea de-a doua este referitoare la reclamații și cea de de-a treia este cea referitoare la autosesizare. Autosesizare înseamnă apar diverse situații în presă. Și atunci este normal să ne autosesizăm. Sunt persoane care nu vor să depună reclamații, și în situația asta, domniile lor doar ne sesizează telefonic, vedeți că acolo este o problemă. Și atunci este normal să ne autosesizăm că nu se știe niciodată în măsura în care are sau nu are dreptate. În măsura în care ceea ce reclamă domnia sa se confirmă, înseamnă că are dreptate. Sunt și situații în care nu se confirmă tot ceea ce reclamă consumatorii. Dar apropo de reclamant, are obligația, nu are obligația de a își furniza datele? De a-și furniza datele are obligația, în schimb, el, ca și persoană fizică, ca să-i spun așa, are și acea reglementare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acel GDPR Regulamentul 679 da. pe 2016. Uh, am vrut să zic o expresie așa mai plastică, dar mă abțin să o comentez. Și în uh, formularul de reclamație el poate bifa dacă dorește sau nu dorește. să se, se Exact, exact. Acum, în situația în care solicită restituirea unor sume pe care le-a plătit, atunci automat este obligat să-i dai datele pentru că noi nu încasăm bani, nu luăm bani de la operator economic. Banii, dacă el i-a plătit în baza unui bon fiscal, tot el îi încasează. Deci nu uh, ne dă nouă bani ca să mergem noi intermediar, că nu suntem poștași ca să uh, plimbăm banii dintr-o parte în alta. Nici nu avem voie să facem așa ceva, pentru că este caz penal. Deci nu riscă niciunul dintre colegii mei să facă așa ceva. Da, a fost Georgica, asta este suma, ăștia sunt banii pe care trebuie să-i dispui, iar operatorul economic trebuie să-ți uh, probeze faptul că am deplinit măsura printr-o dispoziție de plată din care se rezulte că a restituit suma respectivă. Sau, mă rog, ce s-au înțeles ei ca să uh, compenseze respectiva sumă care a fost cheltuită cu ocazia vizitei în locația respectivă. Cei care fac reclamații neîntemeiate riscă ceva? De aceea v-am întrebat și în legătură cu datele personale pentru că nu am mai purtat domnule Rusu nu discuții. Nu, nu riscă absolut nimica. Nu riscă absolut nimica. Și acum... Să ne înțelegem. Deci, din totalul de 4.000 de reclamații la nivel de Cluj în cursul anului 2019, 300 de reclamații au vizat partea de produse alimentare și servicii alimentare, 400 de reclamații au fost uh, aferente serviciilor financiare și diferența 3.300 și ceva au fost uh, produse nealimentare și servicii nealimentare. Ori aici vă dați seama că intră foarte multe, o gamă foarte mare de produse și de servicii, începând de la electrocasnice care sunt undeva în top, mergând până la mobilier, sisteme de încălzire, autoturisme, atât noi cât și second, prestări servicii, începând de la... Servisuri auto, spălătorii, deci cele care sunt utilizate frecvent, pentru că spălătorii auto este utilizată frecvent. Spălătorii auto, pachete de servicii turistice, care au tot așa și ele partea de reclamații după cele două mari, să spun așa, sezoane, sezonul de iarnă și sezonul estival. Dar dumneavoastră aveți cumva obligația de a răspunde fiecarei reclamații, de a o verifica sau fiind atât de mare această paletă de opțiuni, de servicii oferite, puteți să găsiți cumva anumite criterii în funcție de care să uh, vă declinați competența? Uh, ne declinăm competența doar în situația în care ele nu respectă prevederile ordonanței 27 uh, privind soluționarea petițiilor, dar altfel, oricum, noi trebuie să cercetăm această reclamație și în situația în care uh, reclamația este neîntemeiată, răspunsul se dă ca și neîntemeiat. Suntem obligați să dăm și acest răspuns. Uh, doar în situații în care uh, consumatorul vine în timpul cercetării reclamației și ajung la o înțelegere cu operator economic și vine și își retrage reclamația, doar atunci este o situație aparte în care nu mai dăm răspuns consumatorului pentru că el vine și își retrage reclamația. Deci practic ceea ce uh, domnia sa a reclamat a fost soluționată împreună cu operatorul economic și atunci el vine și își retrage reclamația. De asemenea, avem situații în care clasăm reclamațiile conform procedurii cadru de control, în principal cele care fac obiectul unor acțiuni judecătorești și aici majoritatea sunt cele care privesc serviciile financiare, respectiv băncile. Pentru că domnilor inițiază procese în nume propriu, după care, prin casele de avocatură, se adresează... Da, la sunt noi. acele clauze abuzive din contractele Ei, acum de autoritate? Nu mai sunt, că clauzele abuzive s-au cam terminat pe partea de bănci, pentru că există acte normative specifice. Este vorba de Ordonanța 50 pe 2010, care reglementează partea de credite tot ce înseamnă partea de creditare, mai puțin partea de credite imobiliare și ipotecare, care este reglementată de ordonanța 52 pe 2016. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem legislație specifică care nu mai poate fi încălcată de către, de către bănci. Și nu riscă nici băncile să încalce aceste prevederi legale pentru că amenzile sunt foarte mari intră pe partea de raportare la Banca Națională a României și un pic mai delicat decât era înainte când făceau cam ce vreau domnile lor. Domnule Rus, haideți să ne întoarcem puțin la restaurante. Acum eu am spus că le-ați închis, dar exprimarea este cu totul alta. Se suspendă activitatea. Înțeleg oprire, temporară, oprire cinci... temporară a prestării serviciilor. Asta este exact uh... Măsura, măsura, pe care o avem în ordonanța 20. Temporară până la remedierea situației exact. găsite. Da, această oprire temporară poate fi o oră, o zi, o săptămână, o lună. O specificație atunci sau e în funcție de cât de repede își remediază? Deci asta depinde cât de repede își remediază. Și uh, măsura referitoare la oprirea temporară a prestării serviciilor se face numai după ce noi verificăm și constatăm că ceea ce am dispus s-a îndeplinit. Dar, de exemplu, patronii restaurantelor se pot opune controlului dumneavoastră? Se pot opune. Este problema domnilor lor. Numai în, situația, în această situație există un articol care, de care nu am uzat foarte mult, dar au fost situații care se numește împiedicarea actului de control. Acest articol înseamnă automat duce și la închiderea unității între 6 și 12 luni. Ori, de sancțiunea este mult mai mare să ne înțelegem deci decât este, ce ați putea dumneavoastră deci, aplica. Pentru că mulți constată că deci amenda... Aveți dreptate, este vorba de sancțiune contravențională complementară. Pentru că aici nu discutăm de amendă, aici discutăm de sigiliu. Da? Ai pus sigiliu 6 luni, de la 6 la 12 luni, cât stabilești. 6 luni, 7 luni, 8 luni, 9 luni, 10 luni. Ori în momentul în care ai emis o decizie de genul ăsta, să știți că nu sunt foarte fericiți. Dar nici într-o locație pe care am verificat-o, din cele, cred că sunt undeva la nivel de 30, acum, din cele 30, nu am avut nici o, uh, hai să spun așa, uh, din partea administratorilor sau a managerilor, opunere. am avut nicio opunere, din potrivă, am avut toată deschiderea și toată colaborarea domnilor lor. Pentru da. care eu nu pot decât să-i felicit. Adică, domnilor au înțeles ce probleme au, ce trebuie să remedieze, unii dintre ei s-au mobilizat extraordinar și au rezolvat aceste probleme în 2-3 ore, 5 ore, 24 de ore. Da? Alții s-au mobilizat la fel. Faptul că au stat o săptămână sau o săptămână jumate. Deci, domnilor, au vrut să facă treaba ca lumea. Să nu mai aibă probleme nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Domnule Rus, din cele 30 de locații pe care le-ați verificat, ați găsit vreuna care să corespundă întru totul normelor uh, legale? Adică, da. știți că se da. spune, e o cutumă, da. se spune că dumneavoastră tot găsiți ceva undeva. Așa este. Uh, așa este. Diferența diferența uh, pe care vreau să o scot în evidență este aceea că, în momentul în care vezi că totul este, are, are o linie, da? Totul se poate verifica, totul este în regulă și ai găsit nu știu ce etichetă pe care a uitat uh, o bucătăreasă sau cineva de acolo să o pună, este o situație uh, de, hai să spun așa, de o mică eroare umană. Dar, în momentul în care ai găsit produse cu data limită de consum depășită, produse cu data durabilității minimale depășite, în momentul în care ai găsit, uh, uh, hai să spun așa, modificări ale stării termice a produsului fără să fie autorizat pentru așa ceva? Modificări organoleptice. Deci când ai găsit mucegai, nu... Deci despre asta discutăm. Deci ați găsit asta, deci, Despre asta discutăm. În anumite locații. Și atunci, în momentul în care vezi o unitate în care se vede că totul este în regulă, nu putem discuta acea situație cu celelalte care nu sunt în regulă. Deci, din moment ce în unele locații se poate, înseamnă că trebuie să se poată și în celelalte. Da. Deci, din, punctul ce vedere, din punctul ăsta de vedere, din de vedere, nimeni nu vrea luna de pe cer. Dar, sunt niște reguli care trebuie respectate de toată lumea. Indiferent de... Că să vă dau un exemplu. Când mergeam, să zicem, la o unitate, o locație mai mică, a, că tot pe noi veniți pe ăștia mici, că pe tot pentru tot pe noi neverificat și că la Iamar nu mergeți. Deci noi am demonstrat, nu numai acum, de fiecare dată, și în cazul Vivo, și în cazul Iuliu, și în cazul uh, hipermarketurilor, am demonstrat că aplicăm aceeași unitate de măsură pentru toți. Nu pentru cei mici într-un fel și pentru cei mari într-alt fel. Da, domnule comisar, dacă primiți o reclamație Am mâncat la restaurantul X, nu este bună mâncarea Și o altă reclamație, am mâncat tot acolo Mâncarea mi-a făcut rău, mâncarea este stricată Bănuiesc că cea de-a doua este cea pe care o luați în considerare Adică situații de acest fel, că nu este bună mâncarea Nu pot fi luate de dumneavoastră în considerare Deci vreau să vă spun, să vă dau un exemplu Chiar reprezentativ deci, într-o locație, n-are importanță, o firmă de catering a vândut 150 de meniuri din același tip. Din 150 de meniuri a venit o singură reclamație că produsul nu este, că preparatul n-a fost bun. Deci, una singură. Dacă veneau 5, 10, atunci discutam într-un fel. Când vine una singură, îți pui un semn de întrebare. Faptul că a depus reclamația nu înseamnă că nu ne-am dus și nu ne-am făcut treaba. Dar, apropo de ce ziceați dumneavoastră, da? Deci, în momentul în care ai făcut, să zicem, 15 litri de ciorbă de burtă, că asta îmi vine în minte acum, da? Și din ciorba aia de burtă, în 24 de ore, cât are data limită de consum, au mâncat, să zicem, 15 persoane și n-au avut nimic. Și vine a 16, așa are ceva. Obligația noastră este să cercetăm reclamația. Partea referitoare la calitate, deci dacă vrei să faci analize uh, la personal sau la uh, mâncare, sunt instituțiile abilitate, Direcția de Sănătate Publică, respectiv uh, Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor, care au laboratoare și pot uh, uh, face aceste analize. Dar una este factorul uman și alta este preparatul. Acum, nu pot eu să mă pun în spatele celui care a făcut uh, reclamația. Noi, ca și comisari, nu vedem cine este acea persoană. El o face direct pe mail, apare înregistrată, se dă un număr de înregistrare, a vine repartizată, și noi, habar aveți nu avem obligația de a o verifica. Exact. Deci, aici, fără nicio discuție. Înțeleg, domnule Rus, că în acest moment e un control tematic. Deci, nu ați terminat cu acțiunile acestea, ci ele uh, continuă. Și, uh, tot ca o uh, concluzie la această discuție, uh, un restaurant unde ați fost ați făcut verificări, ați aplicat anumite amenzi, ați luat anumite măsuri. Uh, se poate aștepta ca dumneavoastră să uh, repetați această acțiune și cât de des? Sigur, au fost și avertizați, pentru că aceste unități rămân sub supravegherea noastră și nu se știe când, când ajungem la ele. Apropo de restaurante, că în acțiunea de control, apropo de autosesizare, în acțiunea de control vizând unitățile de alimentație publică, am trecut pe lângă o flor florărie și nu ne venea să credem ce am văzut. se vindeau măști. Nu o măști, nu o se vindeau măști. Era, deci chiar mie mi-e rușine să spun că atunci așa arăta o florărie. Bineînțeles că ne-am autosesizat, că nu puteam sta deoparte și am luat măsuri și acolo. Am oprit temporar activitatea, nu știu, o zi jumate, ceva de genul ăsta, până arata florărie, ca să nu arate a cocină de porci. Și vreau să vă spun că multă lume zicea că ce legătură au florările cu unitățile de alimentație publică într în aceeași responsabilitate, doamnă. Ați face aceeași responsabilitate. Că, până la urmă, când te duci într-o florărie, te duci să iei un buchet de flori, da? E pentru cineva apropiat, da? Trebuie să-ți facă plăcere când intri acolo. Așa este, dar dumneavoastră aveți acest defect al meseriei, să zicem că sunteți în afara sferei serviciului și constatați anumite nereguli, automat ei uh, îi cunoștințați pe colegii dumneavoastră? Uh, ce se întâmplă? Deci, eu, asta ca, și... ca să se ferească cei care vă văd. Deci problema se pune în felul următor. E în afară de faptul că sunt purtător de cuvânt, asta este o sarcină suplimentară. Uh, locul meu de muncă și ocupația mea este de comisar în cadrul instituției uh, Comisaratul Județean pentru Protecția Consumatorului Cluj. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu stau la birou. Eu sunt pe teren. Ori în situația în care constat ceva, nu stau deoparte. Dacă eu mă duc într-un magazin și văd o diferență preț raf casă și sunt în timpul programului de lucru împreună cu colegul meu, automat am luat măsuri, nu stăm până a doua zi sau a treia zi sau a cincea zi. Domnule Ruță, pe finalul discuției trebuie neapărat să mai punctăm două lucruri. Spuneam eu de această isterie care s-a creat, am făcut referire și la aceste măști de protecție. V-aș întreba și pe dumneavoastră, nu știu în ce măsură sunteți competenți să-mi răspundeți sau să găsiți o rezolvare, dar ați observat, bineînțeles, că în ultimele zile prețul unei măști de protecție a crescut, nu știu, fulgerător. O mască de protecție care costa până a apărut această isterie 10 bani a ajuns să coste până la 50 de lei. Cât de normală este această diferență și cine ar trebui să răspundă pentru ea? Se pare că specula, pentru că asta se întâmplă, da, se speculează în această perioadă, reprezintă o faptă penală și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, conform articolului 295 din codul penal. Ați deci răspuns, răspuns singură, doamnă. Dar eu, ca și cetățean, pot să sun la protecția consumatorului și răspuns, să spun... Ați răspuns singură. Instituția pe care o reprezentăm aplică sancțiuni contravenționale. Ori aici este Vorbim infracțiune. De da Deci, aici intră Consiliul Concurenței și instituția abilitate care se ocupă de partea asta. Noi, ca și instituție, avem responsabilitatea de, pe partea de informare, nu cuantumul prețului, ci de informare... Și acele oferte promoționale pe care le-am discutat și data trecută, în care noi trebuie să vedem prețul din ultimele 30 de zile cum a evoluat. În situația în care, dau un exemplu acum, deci în situația în care astăzi măștile sunt 30 de lei, mâine sunt 50 de lei și, poi mâine, apare o reducere promoțională de la... 50 de lei la 40 de lei, aia nu mai este reducere promoțională, ci este o majorare de la 30 la 40 de lei. Și atunci, aceasta intră în atribuțiile instituției noastre. Restul sunt alte instituții și care trebuie să își facă, să își facă treaba pe acest segment de piață. Și se va întâmpla asta și în hipermarketuri, știți, că lumea începe să-și cumpere tot felul de lucruri și și acolo se va specula prețul. Nu mai avem timp însă să discutăm, dar bănuiesc că este aceeași poveste. Vă mulțumesc deci, tare, să mult. Să, să, să rămână. Doar atâta pot să vă confirm că în ceea ce ne privește și atribuțiile pe care le avem, fiți sigură că o să ne facem treaba și o să ne facem foarte bine. Vă mulțumim pentru asta, doamnelor și domnilor, mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!